Bună ziua! Continuăm seria interviurilor video Puterea știrilor. Alături de mine, astăzi, în studioul nostru, este domnul Ionuț Stroie, purtător de cuvânt al Partidului Național Liberal. Bună ziua, domnule Stroie, și vă mulțumesc pentru prezență. Bună ziua, vă mulțumesc pentru invitație. Și succes și, ce să vă zic, să aveți un restart cât mai bun în noua locație. Să fie, pentru toată lumea, de altfel. România va avea de înfruntat o iarnă grea. Avertismentul a venit chiar de la premierul Nicolae Ciucă, cel care a vorbit de asemenea și despre posibilitatea să-i premieze pe românii care fac economie la energie. Tot șeful guvernului a recunoscut însă că nu are deocamdată o soluție în acest sens. De partea cealaltă, partenerul de coaliție, domnul Marcel Ciolacu, președintele PSD, s-a exprimat categoric împotriva propunerii Uniunii Europene de limitare a consumului de energie la orele de vârf. Domnule Stroie, aparent se vorbește pe două limbi diferite, sau cam asta vedem noi la televizor, se vorbește pe două limbi diferite în coaliția de guvernare. S-a ajuns la vreo concluzie în acest sens? Vedem, una spune premierul, alta spune șeful Partidului Social Democrat, domnul Marcel Ciolacu. Mai mult decât ce se spune, este important ce se face. Și lucrul cert pe care îl face Partidul Național Liberal este guvernare responsabilă, tocmai pentru a depăși acest moment de maximă dificultate economică. Contextul actual este unul extrem de complicat. Nimănui în Europa nu este ușor să ia măsuri, să vorbească, cum a spus și dumneavoastră, despre economisire, să se lupte cu inflația, să genereze suficiente venituri la bugetul de stat, astfel încât să compenseze anumite prețuri din zona energiei, pentru că e o măsură care țele cum sunt împrumute întreaga Europa. Și, din păcate, spun, există și voci care încearcă să folosească tot acest context în interes politic și, aș spune, electoral. Voci de la PSD? N-aș vrea să mă refer la anumite voci. În general, nouă liberalilor ne place critica. N-am cenzurat niciun membru PNL n-a se exprima în legătură cu anumite lucruri pe care le consideră potrivite sau nepotrivite din actul guvernării. Dar, mai mult decât critică, eu știu, sau propuneri constructive altele decât cele pe care se construiește în acest moment programul de guvernare, sunt binevenite. Dar ce nu facem noi liberali este cu siguranță să nu folosim acest context în scop electoral. Adică, responsabilitatea și seriozitatea noastră se traduce într-o cumpătare când vorbim apropo de majorarea pensiilor cu 30% propusă în spațiul public sau de mărirea salariului minim pe economie la 3.000 de lei. Lucruri care în aparență sunt extrem de generoase, dar care sunt extrem de greu de realizat în condițiile în care Ministerul de Finanțe îți dă măsura bugetului pe care l-ai alocat. Nu întâmplător, întreaga Europa vorbește de măsuri de genul acestora, care s-ar putea, pe de-o parte, să nu fie în directă relație cu așteptările oamenilor și nu cred că există guvernare care să nu-și dorească mărirea salariilor sau a pensiilor, da? Și, bineînțeles, posibilitățile reale pe care le ai. E, în contextul ăsta extrem de dificil, dacă mai ai și decizii greșite, cu siguranță te afunzi în criză. Îți va fi mult mai greu să duci țara în condițiile în care a asumat această guvernare prin această perioadă extrem de dificilă. De asta spunem noi liberalii, și premierul s-a exprimat foarte bine, mă bucur că ați început cu acest lucru, chiar dacă surprinzător sau în aparență întrebarea s-ar fi putut să mă pună în dificultate, da? Premierul vorbește tot timpul de seriozitate, de responsabilitate, de cumpătare. De aici toate ideile, apropo, care pentru unii s-ar putea să pară ne la locul lor, apropo de așteptările publice, și o altă, să spunem, licitație de ofertă extrem de generoasă, din păcate, doar promisiuni. Până la urmă, ce încălzește pe români? Promisiunile care se fac la televizor, ofertele astea politicianiste sau ce se întâmplă în termeni reali? Tocmai asta voiam să vă întreb, la ce să se aștepte românii. Vedem la televizor, repet, domnul Nicolae Ciucă vine și spune... Continuând ideea premierului cu această iarnă extrem de dificilă, românii ar trebui să se aștepte la ușoare, aș spune, creșterea prețurilor. Aceste lucruri sunt generate de inflație. Acest fenomen inflaționist are cauze multiple.
Două dintre ele sunt, pe de-o parte, legate de dificultățile economice generate de acest nenorocit de război care îl avem la granițe, iar al doilea de această instabilitate a prețurilor din zona energiei. Uitați-vă, Germania a atins cel mai mare prag al inflației din Europa. Turcia a ajuns la 80%. Nu dau aceste exemple ca să ajut cumva guvernul și a spune că noi românii suntem doar la 15%, Moldova are 30%. Dar dau aceste exemple tocmai pentru a se înțelege acest context extrem de dificil în care evoluăm. Și ceea ce facem în momentul de față este cât se poate de clar și limpede. BNR-ul a confirmat că, de exemplu, măsura adoptată în cazul diminuării prețurilor și plafonării și compensării în zona energiei a făcut să avem o inflație mai mică decât în alte state care n-au adoptat această măsură. Altă propunere, investițiile, banii care sunt injectați direct în economie, nu în alte lucruri care țin de veniturile populației, îți generează o anumită dinamică economică care țin economia în viață. Avem cea mai mare sau a doua mare creștere economică din Europa, lucru confirmat de altfel și de statisticile europene. Cu alte cuvinte, vă rog. Trei. Măsurile pe care le-am luat prin recenta ordonanță în zona energiei vin pe undeva să completeze. N-ar trebui să sperie pe nimeni diminuarea plafonului de la 300 la 255 de kWh. Până la urmă, 98% din date evidențiate foarte clar de facturile anterioare, 98% dintre români sunt acoperiți de acest lucru. Dar o măsură de cumpătare și economisire este binevenită în a ajuta țara să traverseze acest moment de maximă dificultate. Ei, gândiți-vă acum dacă acestor măsuri le-am contrapune sau le-am asocia, eu știu, o anume, hai să nu-i zic risipă, generozitate bugetară în a folosi banii pe care nu i-avem. Sau generozitate populistă? Sau populistă. Premierul nu s-a ferit să rostească acest cuvânt în cadrul declarațiilor de presă care le-a avut după ședința noastră și a făcut apel la așezare, la cumpătare, la, eu știu, o anume detașare a partidelor de aceste sloganuri, aș putea spune, politice, mai ales în perioade de criză. Și subliniez încă o dată, dacă iei astfel de măsuri sau dacă încerci să dai frâu acestor așteptări, de altfel legitime ale populației, cu toții ne dorim acest lucru, să ne crească veniturile de la cele mai mici până la cele mai mari. Cred că nu e nimeni în lumea asta care să spună că nu și-ar dori acest lucru, dar acest lucru trebuie să fie sustenabil și, bineînțeles, să fie o măsură care să nu ți afecteze alte cheltuieli ale statului pe care le ai în această criză. Că tot suntem la capitolul măsuri, o altă măsură pe care a anunțat-o Marcel Ciolacu, mă rog, o discuție care va avea loc în coaliția de guvernare, serviciile publice, bisericile și Metrorex trebuie să beneficieze de plafonarea și compensarea prețurilor la energie. Fapt pentru care a zis președintele PSD că va propune în Parlament amendarea ordonanței aprobate zilele trecute de guvern. A avut loc o discuție în coaliție pe subiectul acesta? Știați înainte să apară declarația că va fi o astfel de discuție? Da, această discuție vă pot confirma că a avut loc înainte să apară tema public lansată de președintele Ciolacu. O susține Partidul Național Liberal? Da. Există acest segment al serviciilor publice și al utilităților care cu siguranță va fi afectat de aceste creșteri în zona energiei, la fel biserica, nu, care știți foarte bine nu are suficiente venituri în a-și asigura fondurile necesare pentru facturi mai mari decât au existat până în momentul de față, dar toate aceste lucruri trebuie însoțite de un calcul bugetar oferit de Ministerul de Finanțe. Probabil că îl vom avea în momentul în care ordonanța va intra în procedură parlamentară și în comisiile parlamentare vom veni cu aceste adăugiri la ordonanța existentă, aceste amendamente pe care le putem formula, urmare, bineînțeles, a acoperirii bugetare pe care ne va transmite Ministerul de Finanțe. Deci, din punctul nostru de vedere, nu e absolut niciun fel de problemă, nu este o temă PSD-istă sau o temă liberală, sunt lucruri absolut normale. Nu putem să nu ne întrebăm de ce, de exemplu, nu iese premierul să facă astfel de declarații. Ne uităm uneori la declarațiile făcute de Marcel Ciolacu și ne întrebăm, oare nu el este premierul? Sau el este premierul acestei coaliții? Pentru că, v-am zis, vine Marcel Ciolacu
Ciolacu cu anumite afirmații, declarații, anunțuri și apoi vine Partidul Național Liberal și își dă cu părerea. Cam așa e. Cam așa funcționează acum. Nu sunteți primul reprezentant al presei care îmi semnalează lucrul ăsta. Vă pot afirma cu certitudine că nu suntem într-o competiție electorală și nu există, eu știu, o sau jumătate poate albă. Cei de la PNL nu sunt într-o competiție electorală. Sau poate cei de la PNL nu sunt o competiție electorală la nivel declarativ cu partenerii social-democrați. La fel vă pot confirma că nu există o jumătate albă a guvernării și o jumătate neagră a guvernării. M-aș raporta, când vorbesc de aceste lucruri, de deciziile pe care le ia coaliția și deciziile guvernamentale. Pentru că nu tot ce se spune la televizor se transformă și în decizii. Dar nu sunteți nemulțumite de faptul ăsta? Adică, ca liberal, mă gândesc, a ieșit în loc să iasă premierul, da? Cum poate ar fi normal, premierul unei coaliții, iese un alt partener de coaliție să ne anunțe. Recunosc, nu sunteți deranjat de astfel de recunosc că mi-ar plăcea să existe o linie generală de comunicare acestor măsuri, una comună. Dar acum, vedeți dumneavoastră, nu am făcut această alianță sub obligația de a ne iubi sau de a ne, eu știu, înțelege sau de a ne lăuda unii pe alții. Atât timp cât cei de la PSD așa înțeleg să aibă, eu știu, conduita publică, încerc să mă acomodez situației și merg pe linia dată de președintele PNL și premierul acestei țări, Nicolae Ciucă, a seriozității și responsabilității. Adică, anunțurile publice le facem în momentul în care există soluții, anunțurile publice le facem în urma unor decizii comune, nu a unor aspirații sau a unor, eu știu, gândiri ale unui partid sau altul, și asum în egală măsură aceste diferențe care există între cele două partide. Adică, este evident faptul, și cred că acum se vede poate mai limpede ca niciodată, că PSD nu este egal cu PNL. Adică există diferențe de optică între cele două partide, optică politică. Există diferențe de comportament între cele două partide, apropo de declarațiile publice. Există și diferențe de viziune. Adică, în mod clar, partidul de stânga are un anume mod de a trata situația economică, noi, cel de dreapta, o vedem în cu totul alte date. Dar cel mai important lucru, apropo de acest evident diferent de ADN politic, este programul de guvernare. Am făcut această coaliție pentru a asigura stabilitate. Am realizat această coaliție într-un moment extrem de dificil pentru țară. Am realizat această coaliție spunând de la bun început ce trebuie făcut. Ei, asupra chestiunilor comune am această pretenție că trebuie să fie respectate, trebuie să ieșim pe voce comună, trebuie să luăm decizii comune. Restul, probabil că aceste declarații se vor înmulți odată cu apropierea de ciclul electoral. Nu văd o problemă, deja suntem oameni politici maturi, ne-am cam obișnuit cu chestiuni de genul ăsta, dar pentru noi liberalii în acest moment, vă spun foarte sincer, cu asta am și început, nu guvernăm cu ochii la sondaje. Nu guvernăm cu ochii la cifrele electorale. Facem lucruri, anunțăm decizii, nu vindem vorbe la televizor. Nu vă temeți că veți fi, să zic așa, oaia neagră în coaliție, dat fiind faptul că nu sunteți de multe ori de acord cu anunțurile acestea venite din partea social-democraților. Oamenii se vor uita și vor spune, uite, de exemplu, PSD vrea majorarea pensiilor cu 30%, PNL nu vrea, se opune și omul nu înțelege. De ce PNL nu vrea să am eu mai mulți bani în buzunar? Nu ne temem de acest lucru pentru că timpul ne va da dreptate. Mai e timp suficient până la alegeri și cu siguranță ceea ce facem noi acum, chiar dacă pe moment nu e apreciat la adevărata valoare, în timp se va vedea acest lucru. Pentru că vorbim de responsabilitate și seriozitate. Acum să n-aibă cineva impresia că dacă vreun partid ar fi singur la guvernare, ar fi atât de generos. Cum la fel să n-aibă cineva impresia că noi liberalii am fugit de guvernare. În mod responsabil am asumat acest lucru, stăm acolo, într-adevăr există o, să-i spunem, idee generală de moment, cum că noi am de contat mai mult decât PSD-ul această guvernare, dar per ansamblu eu cred că timpul ne va da dreptate și veți vedea că acest comportament va fi apreciat în momentul în care vom depăși această
criză în care ne găsim în momentul de față. De asta cred cu tărie că seriozitatea asta opusă ofertării electoratului cu generozitate și faptele se vor dovedi a fi mult mai benefice electoral decât vorbele spuse în acest context. Am văzut în weekend și câteva declarații surprinzătoare ale europarlamentarului PNL, Rareș Bogdan. Printre altele, Rareș Bogdan l-a recomandat tinerilor liberali să privească cu rezervă, citez, retorica de la Bruxelles în ceea ce privește problemele cu care se confruntă Europa în contextul crizei energetice. Mai este, domnule Stroie, Rareș Bogdan în Partidul Național Liberal? Că pare așa un discurs pe care nu-l întâlnim, nu prea îl întâlnim în PNL. Rareș Bogdan este... Încă mai este membru PNL. Un om politic reper în zona politicii românești. Nu de puține ori s-a evidențiat. Reper este... nu la Cioloș. Nu? Nu, dar declarațiile de lui de foarte multe ori sunt surprinzătoare. Nu mă pune să comentez ce a vrut să spună în acele afirmații, pentru că eu, ca și politician pro-european, nu văd niciun fel de presiune în momentul de față vis-a-vis de toate lucrurile acelea și semnalele care ne vin din zona Europei. Eu mai degrabă văd aceste semnale din zona Uniunii Europene ca fiind semnale de seriozitate, de asumare, semnale de apel la solidaritate, mai ales în contextul ăsta extrem de dificil pe care cu toții îl traversăm. Ce vine din zona europeană pentru mine, vă spun, m-a ajutat enorm, apropo, și de perioada când am fost ministru, vin foarte multe exemple de bună practică, soluții comune pe care cu toții, poate unii înaintea noastră, l-au testat și au funcționat. Și în contextul ăsta al crizei energetice, vă spun sincer că modul comun în care vom acționa va fi cheia în a ne salva de această perioadă extrem de păcătoasă. Cât privești, eu știu, alte... Sunteți de acord cu declarațiile lui Rareș Bogdan? Să privim mai cu rezervă retorica de la Bruxelles. Eu cred că noi, odată cu intrarea în Uniunea Europeană, am depășit, eu știu, perioada contestării anumitor chestiuni care din punctul meu de vedere nu pun niciun fel de presiune asupra vreunei țări. De asta cred că e limpede pentru și pentru dumneavoastră și pentru urmăritorii noștri care mi este opinia în legătură cu aceste lucruri. Sunt tensiuni în Partidul Național Liberal? Nu. Nu sunt tensiuni. Partidul Național Liberal, la capitolul democrație internă, a excelat tot timpul. Adică există opinii, există dezbatere reală. Erau și tabere, mai sunt tabere în Partidul Național Liberal? Sau... Nu mai sunt, recunoaștem perioadele extrem de agitate prin care am trecut. Eu cred că am învățat foarte mult din ce s-a întâmplat, cel puțin în ultimii 2 ani, în Partidul Național Liberal, apropo de chestiuni interne, și în momentul de față toate lucrurile sunt... E o singură tabără. Da, e o singură tabără, iar această tabără, mai mult decât disputele politice sau competițiile noastre interne, a asumat un lucru extrem, extrem de serios, guvernarea acestei țări. Acolo trebuie să dăm măsura valorii noastre, în acea zonă trebuie să concentrăm toate eforturile noastre, competențele și, bineînțeles, și contribuția fiecăruia, pentru că cu toții putem contribui. Suntem un partid care, uitați-vă, cel puțin bordul de conducere conduce, e practic, se confundă cu jumătate din guvern și mai mult președinți de consiliu județene, avem primari, oameni extrem de importanți cu funcții de maximă responsabilitate. Acolo este acolo se concentrează efortul nostru al tuturor. Rata anuală a inflației a urcat la 15,3% în luna august a acestui an, de la 15% în luna iulie, conform datelor publicate de Institutul Național de Statistică. Cele mai mari scumpiri au avut loc la gaze, 70%, cartofi, 54% și ulei, 50%. Întrebarea care este acum, cred că, pe buzele tuturor românilor, cât de mult va mai crește această inflație și la ce să ne așteptăm în perioada următoare? Vă spun sincer că așteptările noastre sunt unele optimiste, pentru că evoluția noastră comparativ cu a statelor din Uniunea Europeană, să luăm exemplu doar a celor din Uniunea Europeană, este una mult, mult mai controlată, i-aș putea spune. Sunt evidente creșterile de prețuri. Sunt evidente măsurile pe care le-am luat care să protejeze, ați dat câteva exemple din industria alimentară.
și din agricultură, care să protejeze acest lucru, pentru că sunt lucruri de bază pentru oameni, sunt nevoi de bază pentru oameni. De altfel, ordonanța pe energie, știți foarte bine, compensează în totalitate consumul de energie, gaze și electricitate a celor care activează în această industrie, tocmai pentru a avea alimente, cel puțin, la un nivel de preț extrem de scăzut. 2. Au existat măsuri care au cumva temperat această inflație. Și BNR-ul ne spunea foarte clar că probabil, dacă n-am fi avut acele măsuri, inflația s-ar fi dus de 20%, peste 20%. 3. Guvernul are, apropo de modalități de a stăvili această creștere a inflației, măsuri concrete care țin, de exemplu, de cel mai înalt grad de investiții care a existat vreodată în România, bani care sunt injectați în economie, care ar trebui pe undeva să producă și la rândul lor, bineînțeles, să ajute să depășim momentul ăsta dificil. La fel, extrem de important, apropo de... Bine, pe lângă chestiunile de politică monetară, care sunt apanajul BNR-ului și BNR-ul se descurcă deocamdată în situația asta extrem de dificilă, la 15% comparativ cu alții suntem în zona safe, da? Avem PNRR-ul. Nu a existat mobilizare mai mare în România a vreunui guvern pentru atragerea acestor bani din afară, care injectați în economia românească sunt aur în aceste momente de criză. În loc să tipărești bani, apropo de ce spun unii, că ar trebui să mărim din pic pensii și salarii, încurajezi economia ca să produci mai mulți bani. Și PNRR-ul este cea mai importantă resursă, cea mai apropiată, cea mai la îndemână nouă românilor pentru a face rost de acești bani care să-i aducem aici, care sunt cu plus. Sunt bani care îți vin din afară și îți aduc plus. Ei, dacă reușim să facem acest lucru și la nivel guvernamental ați văzut foarte bine cât de mult accent se pune pe PNRR-ul, iarăși găsim o soluție care indirect ne va ajuta să diminuăm inflația. Nu în ultimul rând, eu cred că în România, deocamdată, și cred că și iarna aceasta va confirma acest lucru, controlăm destul de bine situația în cifre și în măsuri adoptate la nivel guvernamental. Asta nu înseamnă că nu se recunosc de către guvern anumite creșteri de prețuri. E evident acest lucru, dar ca să revin la întrebarea dumneavoastră, sperăm să, neapărat să le scădem, dar să le fixăm la un anume nivel și să nu mai crească. Este estimarea celor care conduc guvernul în acest moment și cred că lucrul acesta se va confirma. Deci să nu mărim doza de ceai de tei, să nu ne facem stocuri de ceai de tei, nu? Asta e, să înțelegem. Eu cred că suntem... Să rămânem pe poziții cu... Suntem obligați să fim optimiști. Mai ales noi cei care conducem pentru această perioadă țară. Dar dacă prețurile o vor lua razna la iarnă, ați fi de acord, Partidul Național Liberal ar fi de acord cu plafonarea la unele produse alimentare de bază? Vă dați seama că acum, Partidul Social Democrat, acum în trecut. Vorbim despre o ipoteză. Se poate întâmpla sau nu se poate întâmpla? Dar ați fi de acord? Dar haideți să ne uităm, de exemplu, ce s-a întâmplat în Croația. Croații au plafonat prețurile la anumite alimente de bază. Prima reacție a fost generată de industria de profil, care, evident, și-au retras produsele de ferafuri, care au declarat că nu mai pot produce aceste produse alimentare la prețul indicat de guvern, lucru care a generat penurie. De regulă, noi liberalii nu încurajăm astfel de practici. O intervenție abruptă în economie la nivelul prețurilor îți creează un val de perturbare economică până la nivel de producător, că tot vorbim de industria alimentară. De asta spun că acestea ar fi practic, din punctul meu de vedere, vă răspund că discutăm o situație ipotetică, ar fi ultimele măsuri pe care am putea să le luăm. Sau dacă le-am luat, apropo de plafonarea unui prețul alimente de bază, pe o perioadă extrem de scurtă, astfel încât să nu distrugem economia de profil, astfel încât să nu generăm penurie. Vei avea pâine la un preț mic, dar nu vei găsi la raft, ca să se înțeleagă toată lumea cum se traduce această penurie care se întâmplă deja în anumite țări europene care au acționat. A fost o ipoteză lansată de Partidul Social Democrat. Uitați-vă la maghiari. Prețurile carburanților.
plafonate. În aparență, măsura a încântat pe toată lumea. Ba, existat chiar cetățeni români care treceau granița ca să-și cumpere combustibil de acolo. Da. Ce s-a întâmplat? Industria de producătoare de combustibil din Ungaria s-a prăbușit. Prețul la pompă a fost mic, în schimb s-a creat raționalizare. Cetățenii nu aveau voie să cumpere mai mult de 20 de litri. Trebuie să ne decidem ce ne dorim. Să avem așa iluzoriu ideea că sunt prețuri mici, dar nu se găsesc produse, sau într-adevăr să încercăm să le temperăm indirect și bineînțeles să nu avem probleme. Aș vrea să discutăm, domnule Stroie, și despre un moment intens, inedit, nu știu cum să-l spun, poate dumneavoastră aveți un cuvânt mai bine de spus. Cum înțeleg tinerii Partidului Național Liberal să petreacă la o școală de vară unde premierul i-a îndemnat să fie mândri că-s liberal, pentru că aici reprezintă, citesc, viitorul. S-a scandat ca pe stadion la adresa partenerilor de coaliție. Știți dumneavoastră la ce mă refer, bănuiesc. Întrebarea mea este, vor fi excluși acei tineri din Partidul Național Liberal? Care este reacția partidului la ceea ce s-a scandat? Am auzit-o vorbind pe președinta Tineretului Național Liberal, care în primul și în primul rând și-a cerut scuze în numele organizației pe care o conduce, lucru care mi se pare și mie absolut normal și onorabil până la urmă, salvează cel puțin onoarea față de ceilalți. Astfel de comportamente nu trebuiau să existe la nimeni, nu sunt acceptabile, nici măcar pe stadion, să știți. Există o lege care reglementează scandalele pe stadioane, apropo. Sancțiuni? Probabil. Vor fi? Nu știu. Nu am discutat chestiunea asta. A apărut mult prea recent, în weekendul acesta. A fost o surpriză neplăcută și pentru noi. Să vedem că noaptea târziu niște tineri au făcut acele, eu știu, scandări care n-au niciun fel de legătură cu școala politică a PNL. Mi-ar părea rău să punem semnul echivalent între organizația care s-a întâlnit acolo pentru a se pregăti, pentru a avea întâlniri cu premierul și cu oamenii pe care Partidul Național Liberal i-a trimis în zona guvernamentală, au traininguri acolo pe zona de leadership, de comunicare, de administrație publică locală. Ar fi păcat să punem semnul egal între lucrurile astea serioase cu care și-au bătut capul timp de 3-4 zile tinerii și manifestările a 2-3 oameni care acolo au făcut ce au făcut. De asta cred că gestul domnișoarei Mara Mareș este unul de lăudat. De altfel, înțeleg că a existat o reacție chiar de la omologul său, de la socialdemocrați, de la Tineret, care a înțeles foarte bine situația. Poate, nu știu dacă vârsta e o scuză neapărat, dar lucrurile astea le poți controla. Iar pentru ea, pentru Mara, o femeie, cu atât mai greu să încerce să blocheze astfel de lucruri. Înțeleg, făcute la o oră târzie, într-un nu știu ce club pe acolo. De la vârful Partidului Social-Democrat ați primit reacție? Din câte știu eu, nu. Dar eu cred că s-a depășit acest moment. Adică nu văd ca... Eu mi-amintesc că a fost o scenă și invers, cumva. Da, nu, indiferent că ar fi dintr-o parte, dinspre liberal către social-democrat sau invers, dinspre social-democrat, nu văd lucrurile astea să influențeze în vreun fel relația în coaliție, la fel sau parcursul guvernamental. Adică sunt chestiuni mult prea micuțe și fără însemnătate ca să poți să spui că ar putea să genereze tensiuni în această relație. Nu, sunt niște tineri care, na, la o oră târzie au spus ce au spus, de neacceptat, subliniez, de neacceptat așa ceva, și comportamente care poate prin acest exemplu public se pot corecta pe viitor. Cum ar fi reacționat Partidul Național Liberal dacă, de exemplu, avea un astfel de gest din partea socialdemocraților? Nu, n-ar influența cu nimic, v-am spus foarte bine. Această alianță este definită, sau această coaliție este clar și bine definită la cu totul alte nivele decât, eu știu, niște manifestări ale unor tineri care se găseau într-un moment care nu are niciun fel de legătură cu ce s-a întâmplat acolo, cu evenimentul sine de 3-4 zile cât a fost. Nu. Deci nu vă așteptați la reacții? Nu, și v-am spus, indiferent din ce zonă vin, nu influențează cu nimic relațiile în cadrul coaliției. Aș vrea pe final să discutăm și despre planul pentru primăria sectorului 5. Înțelegem că se caută candidați atât la PNL, atât la, cât și la
Partidul Social Democrat, practic cele două partide care își vor disputa primăria sectorului 5. În prezent, interimatul este asigurat de Ion Constantin Melcea și, deși nu a fost deocamdată stabilită data alegerilor, înțelegem că deja se conturează câteva nume, inclusiv la Partidul Național Liberal. Ce detalii ne puteți oferi? Nu există în momentul de față o listă de nume. Există, într-adevăr, o preocupare a noastră în a găsi soluția liberală pentru sectorul 5. Acum, probabil că cei din guvern încearcă să fixeze data acestor alegeri. Deocamdată nu o cunoaștem, cel puțin la partid nu cunoaștem acest detaliu, dar contează enorm de mult, pentru că, evident, la alegerile pentru sectorul 5 va trebui să avem candidat liberal, o spunem clar și limpede. Deci, fără candidat alianță. Da, candidat liberal, iar acest candidat liberal trebuie să obțină un scor mare, de preferat cel mai mare, pentru că ne dorim să ne mărim numărul primarilor în administrația publică locală aici în București. Avem doar un primar, care e și președintele organizației de București. Ne dorim și cu siguranță vom găsi. Dar deocamdată nu vă pot confirma nume. Nu există niciun fel de decizie în cadrul Partidului Național Liberal în legătură cu stabilirea vreunui candidat. Există și nu vă ascund faptul, în pregătire câteva cercetări sociologice anunțate chiar de secretarul general Bode. Ele includ, evident, și Bucureștiul, care se vor realiza în toamna acestuia. De ce este așa greu să stabilim data alegerilor? Cred că cei de la guvern sunt în măsură să răspundă la întrebarea asta. Eu văd o procedură simplificată, de altfel, cu termene reduse, mult mai simplă decât cea care se dă cu acea hotărâre de guvern pentru organizarea alegerilor la termen. Probabil că în momentul de față, din câte am înțeles, dar mult mai clar vă pot răspunde cei de la Ministerul de Interne, probabil se adună toate situațiile similare din țară, unde localități au rămas fără primari, pentru a organiza în toate aceste alegeri o singură dată aceste alegeri parțiale. Pentru că e total ineficient dacă de săptămână de săptămână ai organiza câte un ciclu de ăsta care... Nu mai vorbim de costuri, de altfel. Din câte știu, aceasta este ideea pe care se merge la guvern, să se adune toate localitățile din toată țara unde sunt situații similare și să se organizeze un ciclu de alegeri parțiale peste tot. Cum ar trebui să arate atunci candidatul Partidului Național la primăria sectorului 5 din punctul dumneavoastră de vedere? Trei, nu știu, chestiuni pe care ar trebui să le îndeplinească. Trei condiții. Prima dintre ele este legată de imagine și moralitate. Trebuie să fie un om impecabil din punct de vedere al conduitei publice și al bunei reputații. Doi la mână, trebuie să fie un om cu reale competențe și experiență, de ce nu poate, în zona administrației publice locale, pentru că conducerea unui sector echivalează, din punctul meu de vedere, cu conducerea unui municipiu, reședință de județ. Și în ultimul rând, să-i spune, sau nu știu, luați-o, ordinea chiar nu contează, trebuie să fie un liberal autentic. Deci membru PNL. Un om, da, în mod evident, clar. Membru PNL, un liberal autentic care să vină acolo cu bagajul, sau cel puțin modul în care, sau pretenția pe care avem noi că liberalii pe zona administrației publice locale, și sunt exemple peste tot în țară, sunt oameni foarte, foarte buni. N-am să încep lista, dar trebuie să o fac cu domnul Boc, cu domnul Bolojan, cu oameni care, știți bine, au făcut onoare Partidul Național Liberal în aceste funcții de primar. Deci, în mod clar, trebuie să fie membru PNL. Da. Vă întreb și pentru că au existat, probabil ați citit și dumneavoastră, diverse informații apărute în spațiu public. Una dintre ele, o variantă, ar fi fostul mare fotbalist Ilie Dumitrescu. A apărut o variantă. Nu știm dacă e cumva inclus în acest sondaj pe care îl face intern Partidul Național Liberal pentru primăria sectorului 5. N-aș comenta speculații de presă, pentru că nume s-au vehiculat foarte mult. Eu îl apreciez pe Ilie Dumitrescu. Pentru o perioadă am fost un om cu activitate în zona sportivă, știți bine.
Dar de aici până să vă confirm eu că Dumitrescu ar putea fi candidatul liberal, este foarte, foarte mult, foarte mare distanță. De asta spun, nu vă ofer niciun fel de nume, nu există în momentul de față o listă sau vreo decizie a PNL în legătură cu aceste lucruri. Vom avea la timpul potrivit, eu cred, soluția pe care o să o avansăm public și cu siguranță va fi membru PNL, apropo. Singurul care și-a anunțat candidatura în mod oficial, l-avem și pe, de fapt, al doilea care și-a anunțat candidatura în mod oficial, este Vlad Popescu Piedone, fiul fostului primar. Da. Ce părere aveți? L-ar Mai susține degrabă. Partidul Național Liberal? Nu este membru PNL, dar poate se face o excepție, nu știu. Vă dați seama S-au că nu mai pot să făcut. angajez eu în momentul de față discuții în legătură cu chestiuni de genul ăsta. Eu vă pot exprima o opinie personală. Vă rog. Nu-i cunosc activitatea fiului domnului Piedone. Îi cunosc, în schimb, activitatea fostului primar Piedone. Așa că n-aș putea să fac apreciere despre o eventuală candidatură legată de un om asupra căruia pur și simplu nu am niciun fel de date. Într-adevăr, s-ar putea să fie un avantaj pentru fiul domnului Piedone această candidatură, faptul că e fiul fostului primar Piedone. Există speculații și la nivel de presă și la nivel politic că tatăl ar putea să transfere fiului capitalul electoral, dar nu cred în lucrul ăsta, mai ales în București. Pentru că electoratul din București este un electorat informat, un electorat educat. Am mai auzit chestiuni de astea de family business în politică, dar mai degrabă Se cred practică că în în zona rurală poți influența un electorat în așa fel încât să-ți transferi unui membru al familiei tale toate voturile, atât și nimic mai mult. S-ar putea ca fiul domnului Piedone să fie un foarte competent om și bun în zona administrației, cum la fel. Nu știu, s-ar putea să fie înțeles că este coleg în Camera Deputaților, un foarte bun parlamentar. Despre activitatea tatălui Piedone, ce puteți spune? Că spuneți că o cunoașteți. Cam cum ați cataloga activitatea pe care a avut-o fostul primar? La nivel de administrație publică, cu siguranță a fost un om care s-a evidențiat. Activitatea unui primar se traduce prin siguranță publică, șosele, drumuri, spitale, școală, spații verzi, lucruri care țin de viața imediată de lucruri apropiate vieții cotidiene a Practic, ce cetățenilor. lasă în urmă când se trage linie, că cam așa e. Cum există, evident, și alte aspecte care țin de activitatea domnului Piedone, pentru care înțeleg că acum plătește urmarea unor decizii ale instanțelor. Așa că, pentru mine, ca și cetățean, în egală măsură, ambele sunt la fel de importante. Nu sunt adeptul lozincii, domne, a furat, da, și făcut. Asta ar trebui să dispară din toată societatea românească, nu de peste tot. De asta cred că odată epuizată această etapă a domnului Piedone în cadrul primăriei, trebuie să trecem și noi la un nou capitol și să alegem un primar la 5, într-adevăr, care corespunde din ambele puncte de vedere și din punct de vedere al activității în administrație și din punct de vedere al conduitei și al moralității. Domnule Stroie, eu vă mulțumesc pentru Vă prezența mulțumesc. dumneavoastră alături de noi, iar pe voi, cei care ne priviți, vă invit să ne urmăriți în continuare, să ne dați un like și un subscribe și pe pagina noastră de YouTube, Puterea Știrilor. Vă mulțumim!